Salut și bine v-am găsit la primul episod de RLC. Astăzi suntem tot. Ceva, totul cred că este ceva de asistență rutieră sau de drumuri și se pare că avem deja și prima intervenție. Se pare că a căzut un copac la fermă și să zicem să mergem să îl tăiem ca să dăm drumul la circulație. Așa că da, o să vă las un link în descriere al jocului. Și pe lângă asta descrierea normală. O să ne grăbim să ajungem. Se pare că este pe strada aceasta. Bun, dacă este pe strada A, e perfect. Dacă nu, facem așa, pornim girofoarele. Venim aici, ne întoarcem. Sper să ne iasă. Mi-a ieșit întoarcerea și cum că avem așa, o să pornesc panoul acesta și o să pun așa, pentru ca toți cei care vin din partea dreaptă, cum stăm așa și stângă, să observe că aici sunt lucrări. Să punem și conurile. Așa. Bun, am pus și conurile și este timpul să tăiem copacul. Se pare că, mamă, încă două apeluri una după alta. Impound vehicle cu ce vreau, bun, deci va trebui să luăm o mașină de impound. Numai că nu cu mașina asta o să mergem. O să adun rapid conurile. Și o să închidem asta. Ca să ne grăbim, ca să mă duc să iau mașina de tractor, adică platforma, ca să putem merge să luăm cele două mașini de la... deci avem două mașini de infant și una de Root Barriers. Ok, o să mă duc la prima, o să vin să schimb mașina, că apoi putem merge și cu mașina de tractor să adunăm acele obiecte de pe drum, să se încarce. Bun. Așa, mergem rapid, o să selectăm asta de la fermă, deoarece este mai aproape. Pornim luminile de intervenție, cele portocalii, și ne grăbim pentru a ridica mașina. Sper să o mai găsesc. Că de multe ori, ori se despaunează, ori... deci mașina încă e aici. De eu nu o pot ridica în momentul de față, deoarece în flăcări, arde, vedeți că iese foc. Dar voi chema pompieri, că văd că sunt aici și eu o să merg. O să merg să-i chem. Vrei? Sper că mă vede. Mă vezi? Bă, ăștia nu mă bagă în seamă! Ce treabă ți... No, că oamenii ăștia nu mă bagă în seamă. Mă duc să mai caut ceva pompieri, dacă nu ar fi... Mamă, patru pompieri și niciunul nu mă bagă în seamă. Bre, help me! Așa, mă, mereți la mașina aia ca să o pot ridica. Așa, bun. Acum va fi o problemă, fiindcă e copacul și nu pot tăia copacul, că nu a căzut. Bun, da? Venim la
Hai să ridicăm noi mașina din boschet. Asta cred că era mașina urmărită de poliție. Și mi se pare că am făcut aici accident. Stai și tu liniștit și tu pe geam și vezi mare camion de asta de tractor. Faină viață, nu? Faină viață. Mergem, lăsăm asta, lăsăm platforma în jos. Dai, 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 merge, stop. Aștept request-ul. Că dacă nu, nu-i pot face nimic. Și dacă nici așa nu-i bine, că m-am chinuit să bag camionul, nu m-am prea chinuit, dar... Request-ul. Cred că de la persoana respectivă trebuie să primesc un request. Că dacă nu, ea n-ar fi, nu, ea cred că nu poate fi. Deci, nu. Deci, efectiv, persoana refuză. Mergem la mașina de la spawn. La prima dată să adun asta. Se pare că persoana refuză să-i ridică mașina, așa că nu pot face nimic mai mult decât să plec la alt apel. Mamă, deci trafic bun, deci vom avea încă câteva chestii de făcut. Dar până atunci să mergem să luăm mașina cealaltă care trebuie la impound, nu știu exact cum se pronunță. Bun, deci avem două chestii deci avem două chestii. Nu mai stau să schimb mașina și ăla. Mergem direct. Sper să mai rămână verde până ajung. Bun, verde, da. Oh, și aici verde. Au, m-am cam băgat în stâlp. Bun. Să se facă verde ca să putem merge. Ăla mai era pe contrasens, viața e bună. Dacă mă lua camera, trece. Bine, mă, polițiștii. Treceți. Iar e greu să-i cu camera. Mă sună asta. What the fuck? Bun, deci se pare că aici nu mai există nimic. O să mergem la down. O să mergem... Bun, acolo e o pată de ulei. Deja eram în intersecție, nu mai am ce să fac. Bun, aici este o pată de ulei. Destul de mare. Ceea ce va trebui să semnez cam de aici. Cam așa. Așa, asta e. Va trebui să închid zona. Și o punchi până aici, ca apoi pe camion. Și automat va trebui să meargă pe după camion. Dăm cu nisip. Veți acolo la benzinărie, poliție. Chiar vă recomand jocul. Este un joc destul de realistic. Și chiar are se vede că jocul are multe scripturi unice. Care cam pe niciun alt joc nu se pot întâlni. Punctul meu de vedere. Acum fiecare. Deci, o să mai avem aici la near down park, în spate cumva, de acolo. O să mai avem de reparat semafoarele. Deci, nu ăsta, nu celelalte. Era verde cumva aici? Nu m-am grăbit. Da, acum mă gândeam că până ajung dincolo să face verde. Nu, până ajung dincolo să face roșu. Și asta vine cum o să învăși sub bagă mine, că ți-e bună. Eu nu mai pot la curba, că trebuie să-l aștept pe el să treacă. Și tot pe mine mă claxonează. Frumos. Da, deci semaforele acelea, cele din față se văd că pâlpâie. Ceea ce
Bun, deci acum intersecția asta e moartă. Și hai să reparăm și semaforele. Asta cu asta. Asta cu asta. Bam și bam. Și am refăcut intersecția. Mai avem la fară departament. O să merg acum tot cu camionul, deoarece să nu mai merg să-mi iau mașina și de alea și după misiunea asta sper să apuc să mă duc să iau mașina. Cam trebuie tractată mai. Asta e. Polița trece pe acolo. Bun. Cam așa ia camionul acesta curbele. Bun, deci este fix în mijlocul drumului. Mașina aceasta de poliție s-a blocat. Asta e, nu mai marchez zona. Dar deja îi poliție aici și chiar poliția s-a blocat. În copac. Și o să trecem direct la treabă pentru al... Da, și se pare că mai avem de mai primit un apel pentru impound. Bun, asta e și preluăm și apelul acesta care chiar cu mașina aceasta. Trebuie să îl facem. Da, chiar este mașina pe lângă care am trecut. Mașina acea roșie, când am zis că asta care cam trebuie ridicată și uite că acum chiar ne cheme să o ridicăm. Sper să se facă verde. Bun, și la asta. N-am știut, asta e, mă bag și o dată pe roșu, mă la numărul, asta e. Aici verde, bun. Și trebuie să ridicăm mașina asta. Sper ca de data aceasta omul sau om și el, cine se leagă, să tine și el acolo acceptă să facem și noi puțin roleplay de calitate. Bag așa, că dacă nu, roata mi s-ar blocă. Deci, ar trebui făcut, punctul meu de vedere, un sistem, poliția sau pompieri, că știu că și pompieri au drujbă, să fie anunțați când de tot. Da, și se pare că pe lângă asta mai avem încă un apel, dar asta e. Bun. Acum îi băgat cât am putut de bun. Bun. Se pare că direct a fost. O ridicăm. Și o ducem la DOT, la garaje, unde a început acest videoclip. Bun, deci, ori nu m-am urcat eu la drive, ori nu știu ce. Bun, acum va fi puțin mai urât. Trebuie să întoarcem și să nu cădem, bordurile sunt cam mari. Uiți pe podul care trebuie și ajungem direct aici. Și cu ocazia asta mergem și să cu ocazia asta și schimbăm mașina. O luăm pe ce? De la începutul episodului. Lăsăm aici. Mamă! Mai avem! Deci asta, my car don't drive. Bun. Dacă avem apelul acela, mai degrabă mai ducem. Cred că să nu fie cauciucul. Bun, o să dăm release vehicle. Și o să merg până înăuntru. Să văd ceva. Ok, bun. Dacă îi pot spawnăm direct. Asta. Da, asta. Și pardon. Pornim și girofarele și luminile și până atunci o să pornim, să băgăm și pe GPS, să ajungem
mai repede. Zona asta îmi place, deoarece nu sunt semafoare. Cât țin lag, nu știu de ce. Barna. Bun, deci ajungem... Mamă, e mai jos zona. Aia e. Mergem și mai departe. Și se pare că am ajuns. Este vorba despre... nimic. Sau despre ce era vorba? A, ăsta a fost. Da, și avem ăsta. Mai car... bun. Așa că fac să mergem acolo, măcar să vedem despre care e vorba. Faza e că fiecare apel cam după 4 minute, că și spune alcal will be automatic. Remove after 4 minute, după fiecare apel după 4 minute se va șterge automat, orice ar fi. Și de aceea. Mergem. Se pare că mai avem fix aici. Deci fix două misiuni într-una. Asta cred că nu mai avut răbdare. Hai să vedem ce are mașina lui. Mașina lui arată normal. Mă refer la faptul că n-are niciun cauciuc spart. Bun, aici vom marca așa. Va trebui aici să punem rapid conurile. Nu. Cred că mai degrabă ar fi aici unde e mașina să punem conurile. Și... da, ar fi mai degrabă. Punem aici mașina. Dacă vii și-mi tai mie copacul... Nu! 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 Refuz! Lasă-mă să-mi pot face thumbnail-ul! Da, după ce am dat mini-regiul ăla, să zicem așa... am venit la altă misiune și voi face aici thumbnail-ul. Gata, poți pleca. Bun, voi face aici thumbnail-ul, că, na, altă soluție n-am. Opa, băiatul ăsta are o roată spartă. Ah, efectiv, e blocată roata. Nu pot să cred. Așa, băiat, am făcut și thumbnail-ul. Și, da, e totul perfect. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați acolo să apăsați butonul de like și subscribe dacă mai vreți episoade de Earl, cât nu numai de Dot. Vom avea o serie lungă de făcut, deoarece avem șerif, pompier, poliție, curier de la benzină, stație de benzină, nu stație de benzină, șofer pe cisterna de benzină, doctor și fermier. Și da, chiar și mafiot. Vă mulțumesc pentru vizionare. Să aveți o zi plăcută. Pa, pa!